Capitolul 31 Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Domnul Dumnezeul tău va merge el însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul. Domnul va face neamurilor acestora, cum a făcut lui Sihon și Og, împărația moriților și țărilor, pe care i-a nimicit. Domnul vi le va da în mână și le veți face după poruncile pe care vi le-am dat. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și a zis în fața întregului Israel. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da, și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta, el însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te spăimânta." Moise a scris legea aceasta și a încredințat-o preoților fiului Levi, care duceau chivotul legământului Domnului și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a dat porunca aceasta la fiecare șapte ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israel va veni să se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel în auzul lor. Să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale. Ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acestea. Pentru ca și copiii lor care nu vor cunoaște să o audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru în tot timpul cât veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Domnul a zis lui Moise: Iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat în cortul întâlnirii. Și Domnul s-a arătat în cort, într-un stâlp de nor. Și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. Domnul a zis lui Moise, Iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi. Și poporul acesta se va scula și va curvi după Dumnezei străini ai țării în care intră pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. El va fi prăpădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri. Și atunci va zice, oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea, din pricina tot răului pe care îl va face întorcându-se spre alți Dumnezei. Acum scrieți-vă cântarea aceasta, învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le în gură și cântarea aceasta să-mi fie martor împotriva copiilor lui Israel. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților lui că o voi da, țara unde curge lapte și miere. El va mânca, se va sătura și se va îngreșa. Apoi se va întoarce la alți Dumnezei și le va sluji. Iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Când va fi lovit atunci cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta care nu va fi uitată și pe care uitarea nu va șterge din gura urmașilor, va sta ca martor împotriva acestui popor. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în țara pe care am jurat că eu voi da. În ziua aceea, Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe copiii lui Israel să o cânte. Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis, Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în țara pe care am jurat că le-o voi da, și eu însumi voi fi cu tine. După ce a isprăvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților care duceau chivotul legământului Domnului luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martor împotriva ta. Căci eu îți cunosc duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului, cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiți veți fi după moartea mea. Strângeți înaintea mea pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe căpeteniile oștirii voastre. Voi spune cuvintele acestea în fața lor și voi lua martor împotriva lor cerul și pământul. Căci știu că după moartea mea vă veți strica și vă veți abate de la calea pe care v-am arătat-o. Și în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea dacă veți face ce este rău înaintea Domnului până acolo încât să-l mâniați prin lucrul mâinilor voastre. Moi Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața întregii adunări lui Israel. Cântării acesteia în fața întregii adunări lui Israel. Cântării